Eddie Brock este un reporter celebru de știri care într-o zi a primit ordin de la muncă să îi ieie un interviu lui Drake. Nu Drake ăsta, ci un bogătaș ipocrit pe care Eddie nu-l suportă. Ideea e că în acel interviu, șeful său îl obligă pe Eddie să nu-l pună pe Drake într-o lumină proastă. Dar ce să vezi? Ane, a.k.a. logodnica lui Eddie, lucrează ca avocat la o agenție care reprezintă compania lui Drake. Deci înainte de interviu, Eddie a intrat în laptopul lui Ane și a furat date confidențiale care i-ar putea compromite imaginea bogătașului. Deci în ziua interviului, în loc să vorbească doar despre proiectul spațial al lui Drake, Eddie aduce în vorbă și cazurile de exploatare umană de care bogătașul este acuzat. Din păcate pentru Eddie, Drake este un om influent care a aranjat ca atât el cât și iubita sa să fie concediați de la locul de muncă. Iar din cauza că Eddie a furat acele informații din laptopul Anei fără ca aceasta să știe, vă dați seama că relația lor este gata. În următoarele 6 luni, viața lui Eddie a fost mizerabilă. Acesta și-a pierdut casa, el nu și-a putut găsi alt loc de muncă, iar Ane s-a cuplat cu un doctor pe nume Dan. Totuși, la un moment dat, Eddie este abordat într-un magazin de o doctoriță care lucrează pentru Drake. Tipa nemai suportând să vadă ce face șeful său. Anume, Drake a descoperit pe o cometă o specie de extraterestri pe care i-a numit simbioți. Un simbiot nu poate trăi de unul singur pe pământ, așa că acestuia îi trebuie mereu o gazdă. Dar asemenea transfuziilor de sânge sau transplantelor de organe, simbiotul trebuie să fie compatibil cu gazda sa. Deci în caz contrar, gazda moare. Obsesia lui Drake de a reuși să fuzioneze un om cu un simbiot a dus la moartea multor subiecți de test. Motiv pentru care cea mai bună doctoriță de-a sa a mers la Eddie pentru a-i cere ajutorul, din cauza că el este singurul tip suficient de nebun încât să se pună rău cu Drake. By the way, în momentul în care simbioții au ajuns pe pământ, unul dintre ei a evadat din containerul său și s-a plimbat de nebun dintr-un om în altul. În continuare, doctorița l-a infiltrat pe Eddie în laboratorul unde se făceau experimentele, ca acesta să adune probe împotriva lui Drake. Dar ce să vezi, Eddie o cunoaște pe una dintre subiecții de test, așa că el o scoate din celula sa fără să știe că ea este infectată cu un simbiot. Asta a pornit alarma de urgență, iar simbiotul se transferă de îndată la Eddie, lucru care i-a dat la nostru abilități fizice supraomenești, cu ajutorul cărora a scăpat din clădire basma curată. Odată ajuns acasă, Eddie începe să se simtă ciudat. Anume, el aude o voce în cap și simte nevoia de a mânca non-stop. Dar de îndată ce înghite mâncare normală, el vomită pe loc. Eddie merge la Anne pentru a-i da telefonul cu pozele care dovedesc că Drake face mârlănii, dar aceasta se afla într-un restaurant cu Dan. Deci a nostru o face de toată groaza. Deși dacă stau bine să mă gândesc, cred că și eu aș vrea să fac baie într-un acvariu de ăsta. Fraților, în caz că vi se pare că mă aud mai bine, asta din cauza că băieții de la Audiosis mi-au dat microfonul ăsta timp de 30 de zile și mi-au zis că dacă în perioada asta reușesc să aduc rezultate, ei o să continue colaborarea cu mine. Adică o să mă auziți în continuare la fel sau chiar mai bine. Deci dacă aveți nevoie de orice fel de tip de echipament audio, intrați pe site-ul celor de la Audiosis și folosiți codul promoțional PAUL23 pentru 10% reducere. Dan îl ia pe Eddie și îl duce la spital unde îi face niște analize. Dar în timpul unui RMN, Eddie o ia razna pentru că singurele slăbiciuni ale unui simbiot sunt focul și sunetele cu frecvențe între 4000 și 6000 de herți. După ce Eddie ajunge înapoi acasă, el este vizitat de către soldații lui Drake, care au venit să recupereze simbiotul. Da, Drake i-a zis doctoriței ălea că dacă își recuperează simbiotul, el își va schimba modul de abordare al situației. Iar tipa l-a crezut și l-a dat în gât pe Eddie. Păcat că ea nu s-a uitat la destule filme încât să își dea seama că niciodată nu trebuie să accepți oferta pe care ți-o face un personaj negativ. Deci, Nezo să o ierte pe doctoriță! Simbiotul îl ajută pe Eddie să-i doboare pe soldații din apartamentul său și să scape de restul cu motocicleta, urmărire care cel mai probabil ar fi fost fatală pentru un om obișnuit.
Demonstrația de putere a lui Eddie l-a băgat în extaz pe Drake, din cauza că el este perfect compatibil cu simbiotul său. Adică în loc ca simbiotul să-l omoare pe Eddie, el i-a dat atât superputeri cât și un factor de regenerare impresionant. Plus acum, Eddie este extrem de valoros, pentru că restul simbioților pe care Drake făcea experimente au murit. După tot tărăboiul ăsta, simbiotul îi se prezintă oficial lui Eddie. El e Venom. Sau ei sunt Venom. E destul de complicat cu pronumele la simbioți. Venom și Eddie fac un târg. Anume, Venom îl ține în viață pe Eddie, iar în schimb, Eddie îl lasă pe Venom să mănânce. Aparent, simbioților le cam place să mănânce oameni. Dar asta nu e obligatoriu. Adică, aproximativ, ei cred că mănâncă cam orice lucru viu. În continuare, Eddie se folosește de Venom pentru a urca în biroul șefului său ca să-i lase pe masă telefonul cu dovezile împotriva lui Drake. Dar la întoarcere, cei doi iau liftul, pentru că Eddie a refuzat să sară de la etaj din cauza că îi este frică de înălțimi. Cum ar zice Venom? Fătălău! N-ar fi trebuit să zic asta, că și mie mi-e frică de înălțimi. Ce să vezi, la parterul clădirii, Eddie este întâmpinat de niște trupe de poliție, așa că Venom preia din nou controlul și dă să-i mănânce pe tipi. Dar Eddie insistă ca Venom să mănânce doar oamenii răi, nu polițiști! By the way, în tot acest timp, Anne îl căuta pe Eddie. Fata fiind îngrijorată pentru el atât din cauza că analizele sale nu prea au ieșit prea bine, dar și pentru că a văzut că tot cartierul său a fost răsturnat cu susul în jos. În cele din urmă, Anne l-a văzut pe Eddie în timp ce era în forma de Venom, iar tipa îi duce pe cei doi direct la spital. Aparent, Venom a cooperat din cauza că Anne îi este simpatică. La spital, Dan îl acuză pe Venom că l-omoară pe Eddie, lucru pe care Venom îl neagă. Iar momentul în care simbiotul a început să fie agresiv cu Dan, Anne pornește un remene, lucru care îi desparte pe Venom și Eddie, iar Venom rămâne izolat într-o altă cameră. Eddie iese până afară pentru a lua un pic de aer, iar Venom a mers după el prin gurile de ventilație ale spitalului. Simbiotul a intrat într-un chihuahua și s-a îndreptat direct către Eddie, dar omul a fost capturat de către soldații lui Drake fix în fața sa. Deci, neavând la cine să meargă, câinele Venom merge la Anne. By the way, între timp, simbiotul care se plimba de nebun prin oraș se numește Riot, iar acesta a intrat în Drake, cu care a format o legătură foarte asemănătoare cu cea dintre Eddie și Venom. Având în vedere că Eddie nu mai este gazda lui Venom, Drake ordonă ca acesta să fie executat într-o pădure din apropierea laboratorului. Dar ce să vezi, Anne, care îl purta pe Venom, a venit să-i salveze fundul. Iar după un sărut care a fost cel puțin ciudat, Venom și Eddie se reunesc. Aparent, lui Venom îi este drag de Eddie, din cauza că amândoi sunt tratați în lumile lor. Dar împreună ei pot fi mult mai mult. Ei pot fi protectorul letal. Venom îi zice lui Eddie că planul lui Riot este acela de a invada pământul cu o armată de simbioți pentru a-l distruge. Așa că ai noștri merg să-l oprească. Dar din păcate pentru ei, Riot este un fel de șef de echipă de al simbioților. Așa că Venom a fost copleșit de situație pe tot parcursul luptei. Deci după ce Eddie și Venom au fost absorbiți de Riot și au fost eliberați de către Anne, care s-a jucat cu niște difuzoare, Riot s-a îmbarcat pe o rachetuță și a dat să plece în spațiu ca să-și aducă neamurile pe pământ. Dar Venom a provocat suficiente daune navei astfel încât aceasta să explodeze. Da, ăștia doi nu merită un Dumnezeu să ierte. By the way, puncte în plus pentru Venom din cauza că el și-a riscat viața și s-a expus la foc pentru a se asigura că Eddie supraviețuiește unei căzături. Nu vă faceți griji, amândoi sunt bine. Acum lucrurile încep să revină cât de cât la normal. Iar dat fiind dovezile pe care le-a adus împotriva lui Drake, reputația lui Eddie a fost spălată, iar fostul său șef i-a oferit slujba înapoi. Dar a nostru e ceva de genul: am să continui o carieră solo în care am să scriu articole de ziar. Plus, Anne nu se împacă cu Eddie, ci rămâne împreună cu Dan. La ceva vreme de la toate aceste întâmplări, Anne urmează să se mărite cu Dan, Venom a fost pus la dietă cu găini și ciocolată, iar cariera de scriitor în ziara lui Eddie nu merge prea bine. Așa că el a mers să iei un interviu unui criminal în serie pentru a o salva. Lucru care a funcționat, pentru că atât datorită interviului, cât și
Și datorită spiritului de observație a lui Venom, Eddie a ajutat autoritățile să găsească o grămadă dintre cadavrele victimelor omorâte de către criminal. Lucru care l-a pus pe prima pagină. By the way, datorită numărului mare de persoane pe care le-a omorât, criminalul este condamnat la moarte. Iar înainte de a fi executat, el vrea să vorbească cu persoana care l-a desconspirat, cu Eddie. După un schimb de replici, Venom își pierde cumpătul și sare la gâtul criminalului, la care tipul mușcă o bucată din el, bucată care îi prinde bine în ziua execuției, din cauza că din ea s-a născut Carnage. Un simbiot roșu care l-are ca și gazdă pe criminal. Deci cei doi au evadat cu ușurință din închisoare, iar în continuare și ei fac un târg. Anume, Carnage îl ajută pe criminal să-și scoată gagica din închisoare, iar criminalul îl ajută pe Carnage să-l omoare pe Taxu, adică pe Venom. By the way, aparent, Carnage are abilitatea de a interacționa cu tehnologia. Deci cu ajutorul unui laptop obișnuit, el a intrat în baza de date a poliției și a găsit locația gagicii criminalului. Deci cât ai pușcat din degete, cei doi se reunesc, dar e de menționat că simbiotul nu o place pe tipă. Din cauza că aceasta are abilitatea de a urla tare la o frecvență undeva între 4 și 6 mii de herți. Cât despre Eddie, el și Venom s-au certat și au luat-o pe drumuri separate. Deci s-au certat dintr-o nimica toată. Venom s-a săturat să mănânce doar găini, iar Eddie avea inima frântă din cauza lui Anne. Plus, amândoi au fost cam prea orgolioși ca să-i recunoască celuilalt meritele cuvenite. By the way, ca în orice ceartă de cuplu, mașina sau, în cazul de față, motocicleta băiatului trebuie să sufere. Urât! Cât timp au fost separați, Venom a mers în club pentru a se distra, iar Eddie a fost dus la secția de poliție pentru a da declarații cu privire la evadarea criminalului. Am văzut seama că Eddie intră în panică de îndată ce realizează că nebunul ăla e în libertate, că el e de vină pentru condamnarea sa și că nu-l mai are pe Venom care să-l protejeze. Eddie o sună pe Anne pentru a-i cere ajutorul, iar tipa l-a găsit pe Venom în vânzătoarea unui magazin, care aparent știa de existența simbiotului de dinainte de faza asta. Deci, în cel mai scurt timp posibil, fundul lui Eddie a fost salvat din nou de către Venom Anne, care l-a scos din custodia poliției. Iar după ce Eddie și-a cerut scuze pentru insultele pe care i-a zis lui Venom, cei doi se reunesc. Revenind la criminal, el, gagică-sa și Carnage fac nuntă, iar cadourile de nuntă sunt persoanele pe care ei vor să le omoare. Deci Carnage îl răpește pe detectivul care i-a scos ochiul lui gagica criminalului, iar tipa ce urlă a răpit-o pe Anne pentru a-i atrage la nuntă pe Venom și Eddie. Așadar, eroii noștri nu întârzie să apară. Dar de îndată ce Venom vede că simbiotul Carnage este roșu, el s-a ascuns sub păturică. Eddie îl mituiește pe Venom să iasă afară, zicându-i că lasă să-i mănânce pe oamenii ăștia răi. Deci Venom fiind sătul de găini, lupta începe. Precum în confruntarea precedentă, Venom nu se ridică la nivelul adversarului său. Dar după cum am zis, Carnage nu o suportă pe gagica criminalului, așa că în timpul luptei el dă să o omoare, lucru care nu-i mai permite să se sincronizeze cu gazda sa. Aceasta dorind să-și protejeze iubita, nu să o omoare. Venom profită de acest conflict pentru a o arunca pe tipă de la etaj, iar țipătul ei l-a separat pe Carnage de gazda sa. Deci băieții buni câștigă, Venom mănâncă bine, polițistul răpit de Carnage pare să fie posedat de un posibil copil de-al simbiotului, Anne rămâne împreună cu Dan, iar pentru că autoritățile au devenit conștiente de prezența simbioților, Eddie și Venom se ascund pe o plajă și plănuiesc să mănânce niște oameni răi. Dar ce să vezi, între timp au loc evenimentele din Spider-Man No Way Home, iar cei doi sunt transportați pentru scurt timp într-un alt univers. By the way, pentru a înțelege mai bine despre ce vorbesc, uitați-vă la videoul meu cu Spider-Man-ul lui Tom Holland în 33 de minute. Pe scurt, Venom nu a interacționat deloc cu Spider-Man în acel film, dar înainte de a fi transportat înapoi în universul său, a nostru a lăsat în urmă o bucățică din el. Iar dacă stăm să ne gândim că și Carnage a fost creat într-un mod similar, pot băga mâna în foc că în universul MCU o să apară un simbiot. Plus, dacă mai vreți să vedeți acțiune care implică simbioți, vă recomand videoul meu cu Spider-Man-ul lui Tobey Maguire în 32 de minute. Nemai lungind acest video, vreau să vă zic că videoul cu Ninjago e atât de aproape, încât începe să miroase a Lego pe aici.
Deci ca să fiți notificați atunci când postez clipul, nu ezitați să vă abonați la canal și să prindeți clopoțelul. În continuare, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Urând de aplauze pentru legendele: Poetică Xenopolis, Sebastian Pantea, Alex Burada, Motănescul, Crazy Jeleu, 5FN, Alexandru Ștefan Rareș, Maria Magdalena Mogoș, Alex Tudor și Cătălin Bota, dar și pentru restul legendelor care apar pe ecran, și să nu uităm de miticul Donny. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii cu ce vreți să mai fac videouri. Nu uitați de codul Paul23 pentru 10% reducere pe site-ul celor de la Audiosis. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.